la toți. Băga mea și pula în familie. Vă auzi, bă, nu mai poți să intri pe TikTok, că vine ăla cu mătrusul, ăla e neam cu ăla și trebuie să stăm așa pe noi acum, nu mai vorbim aici. Băga mea și pula în rasa ta să-mi bag de fraierul drecul de bulangiu. Adică tu ai devenit, ești regele, dominatorul pulii mele. Să-mi bag pula în familia ta, stai să vezi ce o să pățești tu, Freddy, care și ăla e un sifon la bătută aia numai cu bâtele de baseball în cap. Ăia-i lui Fluturică, atâta cap avea cei că e turc. Dar nu mai știe, a uitat, nu se pune. Că a mâncat acum, a fost la măsa Fluturică și a mâncat cu el și nu e, mă, nu l-a mâncat. Dar acum 7 ani când ți-a spart capul, dar aveai capul așa, când ai dat declarațiile alea, băga mea și pula și morții tăi, stai că încep eu să vă spun că voi sunteți foarte șmecheri. Băga mea și pula în rasa voastră de fraier, de bulangică, să moară familia mea dacă vă haliște cineva. Fuge lumea de voi. Ăia șmecherii nu stă pe TikTok, numai ăștia care sunteți sifoane, care v-ați plafonat sau bulangia ta. Cine pula mea e pe TikTok șmecher? Că eu n-am văzut unul. Numai sifoane. Atât. Romeo sifon, ăsta Freddy sifon care a mâncat bătaie și ăsta Romeo l-a bătut unul. Știe el cine, nu mai zic. I-a dat 2 palme, un băiat, tot așa. De ce? Că bingănești. Pă Freddy, de ce l-a bătut ăia? Că bingănește. Păi atunci dați-vă, mă, în pula mea. Stați dreacu cu minți și stați în banca voastră, mai ieșiți să vă certați cu lumea care puteți să sugeți pula lui unul ca mine, de exemplu. Păi eu n-am dat în viața mea în primire. Să mai auzi ce ieri râdea de mine. Ai făcut 4 ani jumate din prima. Păi dacă... Păi și vezi, aici tu trebuie să-ți dai seama. Eu am făcut 4 ani jumate din prima și Freddy a făcut 1 lună. Din a 6-a. Mă înțelegi? Păi atunci dați-vă în pula mea, nu mai intrați, mă, nu mai vorbiți, că aici nu mai merge așa, că aici nu mai e, vă vede lumea și vă cunoaște, vă știe lumea, ce dracu. Păi nu e așa? Păi dă-i, mă, în pula mea, eu nu vreau să am nimic cu ei, nu vreau să mă iau de ei, dar dacă ei caută pulă cu mine, mă înjura Renata cu Fane Jegosul ăla și cu, nu știu, cu Freddy. Și nu-i băga nimeni în seamă, avea 60 de oameni pe live și eu nu-i băgam în seamă. I-a vorbit Migdale sau ăsta Romeo cu Fieraru, băga mea și pula în copiii lui Fieraru și i-a băgat la el în gazdă cu 3.000 de oameni. Ai înțeles? Și eu am zis frumos, Fierare, nu te înjur că i-ai băgat. Că dacă tu te distrezi, lasă să fii sănătos, dar să nu zici și tu ceva. Acum aveam o poză unde mă spălam pe dinți, mi-a făcut ei poză cu pasta de dinți, că eu mai fac de-astea pe TikTok, a văzut. Și el, ia uitați-vă, are zloboz la gură. Păi atunci să-mi bag pula în copiii tăi dacă am zloboz la gură și stai să vezi ce te iau. Și așa ai pus pe ea în gazdă. Tu vrei război, că tu ai și putere mare, mă sună acum Nuțu și o să-mi zic că Vili mai jura pe Fieraru. Că tu ești și de ăsta mare, de tot ești la nivel mare. Băga mea și pula în familia ta să-mi bag și morții tăi și să vedem cine vine să-mi spună să te mai înjur. Dacă vine unul care reușește să-mi zică, să văd cel mai mare șmecher care îl găsești tu, care te cunoaște pe tine, să-mi zică, Vili, nu-l mai înjura pe Fieraru și eu să nu te mai înjur, să țin cont de ăla, gata. Te declar, tu ești number one, ești mai tare și ca Nuțu, și ca Sile, și ca toți ăștia din toată România, tu ești number one. Așa o să zic aici pe TikTok în fiecare zi. Băga mea și pula în familia ta de jegos, de... Ești un țăran, mă, futu-ți familia în gură, tu n-ai văzut cum a râs, mă, la vârsta ta. Futu-ți pe măta în gură să-ți fut de jegos, de bolnav, ai și diabet, ai de toate ai. Stai să vezi ce-ți fac și lui Renata să-mi bag pula în familia ei de drogată care se injectează cu heroin. L-a făcut pe fisul ăla, zici că e balaur fisul. De la droguri, să injectează și ăla, s-a umflat în burtă. Futu-vă morții în gură, la voi nu vă mai uitați, nu voi râdeți de toată lumea, vă place să înjurați pe toată lumea, dar după aia nu știți că vine și nota de plată. Costelușe, și pe tine la fel, nu te înjur, dar să moară familia mea, de nu ți-ai luat atitudine de prost, ascultă-mă ce spun, te-a transformat tot Fieraru, eu nu te îmbârlic, că acum nu te îmbârlic, dar știe lumea că te-a pus în pom să cânti. Păi dă-te în pula mea, tu să-i suși pula lui Fieraru, ai înțeles? Când tu trebuia să vii cu lingurița să-ți faci meseria, să-i dai și 2 lingurițe în cap. Lui Fieraru să se cace pe el. Dacă îi băgai o linguriță în coaste să moară familia mea și ce-am eu mai spun de nu, deveneai milionar până acum. Toți banii nu mai se ducea la alții, venea la tine. Dar tu te-ai urcat frumos în pom, ai fost băiat bun, ai înțeles? Ți-ai făcut meseria de fraier și de prost, cum ai fost toată viața ta, de fapt, că asta ești prost, n-ai creier deloc. Și bă, asta e, dă-te în pula mea să o sluși, meriți înjurat pentru că meriți.
din cauza mea, mezi, te-am respectat, te-am învățat, am făcut meciuri cu tine, am jucat la început, te-am învățat toate astea și tu mi-ai spus după aia ca la fred. Nu mai joc, bă, că Alin, că Cutare, că Fierar, bă, gămea și pula morții voștri să-mi bag de fraieri. Acum vă iau eu, voi m-ați înjurat 4 luni și v-ați potolit și acum vă arăt eu. V-am lăsat să obosiți, să vezi ce vă înjur acum, e de Crăciun, de Revelion, vi le iau pe toate în pulă până de Paște. Nu mai scăpați de mine. Pe urmă de Paște vă las că mă duc la biserică, că mă împărtășesc. Ăla la fel Romeo Argintaru. M-a înjurat de familie, de nepoți, de morți. El! Și după o oră l-am înjurat și eu și s-a supărat, bă, băiatule. M-a sunat, bă, omne, că nu e bine că l-ai înjurat pe Romeo. Adică Romeo are voie, că e Romeo. Băga mea și pula morții și ai lui Romeo să moară toată familia mea de nu-l visez să vină odată în Canada pe ăla. Pe ăla, pe Romeo, să moară familia mea de nu-l visez să ajungă pe aici, să moară toată familia mea de nu-l trag cu patentul de limbă. Dacă nu-l apuc cu un patent de limbă și-l trag până când nu mai vorbească în viața lui, să-i arăt eu șbecherie lui Nea Romeo, care a legat o grămadă de lume. Și lui Vărâsul i-a dat 7 ani lui Luisel. Să moară familia mea de nu a făcut ăla 7 ani. Și acum iar e prieten cu el, e Vărâsul. Ai înțeles? Ăștia așa sunt, mă, șmecheri. Ăștia sunt șmecheri. Să fute nevastă, s-a dus pe la bulat, pe la plângea că i-a futut-o pe aia. Dar el e șmecher, tot șmecher în picioare. Când spune el ceva, e nu... Băi, bulangiilor, n-am luat odată o palmă de la nimeni, nu m-a gonit nimeni de nicăieri, nu mi-a dat nimeni interdicție, nu mi-a luat nimeni nevasta și nici nu am luat nevasta la nimeni. Și nici n-am cerut bani împrumut. Ca să știți așa cum îmi bag pula în familia voastră, asta e ideea. Freddy, tu ești un jegos, ai lăsat și cămașa amanet, ți-a futut o aliuță pe Alina când era nevastă ta numai în cur și spurta hainele și tu plângeai pe la telefon, băga mea și pula în familia ta. Păi stai că vin eu acum să vezi ce de-astea frumoase îți dau, ca să vă știi ce vă fac acum. Vă aliniez pe burtă, vă pun. Vă mitraliez, băga mea și pula morții voștri, v-am lăsat. Vedeți că m-am lăsat de fumat. Voi știți când nu fumez iarbă, încep să vorbesc altfel, nu mai sunt calm. Ca și atunci când am mai fost odată. Te salut și eu. Sunt prieten cu tine sau mă iei la mișto? Ce ai, mă, ce să te iau la mișto? Eu nu iau, mă, pe nimeni la mișto. Eu intru să mă distrez pe TikTok, ai înțeles? Eu intru să mă distrez și să-mi văd de treaba mea. Și normal că dacă mă înjură un prost de ăsta pe live-ul meu, îi fut familia în gură, pe urmă mai vine cu un prieten de-a lui care are un